Spuneți-ne, vă rog, ce se întâmplă în aceste zile cu sediul Meridianului. Nu se întâmplă nimic deosebit. Vin Paștele și ca orice om gospodar trebuie să-și înnoiască și să arate frumos lucrurile pe care le ține în patrimoniu. Această clădire nu a fost zugrăvită de nu știu câți ani, nici nu pot să spun de câți ani, și am considerat că este necesar o întreținere și o redecorare a acestei clădiri. Vreau să vă spun de la început, fără să mă întrebați, totul se face în regie proprie, costurile care implică această zugrăveală este doar costurile materiale, vopseaua lavabilă și amorsa. Cam la cât se ridică? Până în momentul de față am comandat 10 găleți de vopsea, a 190 de lei găleata, în jur de 1900, cu amorsa 2000 de lei. Și cam când estimați că o să fie gata? Eu sper că până la Paști să fie gata, eu sper chiar de Paștele Catolic să fie gata. Lucrarea presupune doar această fațadă? Da, fațada și lateralul din partea cealaltă, în curte și unde mai este. Pe parcurs o încercăm să renovăm tot.